Este și un pericol aici, pentru că finanțarea privată presupune, bineînțeles, eficiență și presupune și profit până la un moment dat, pe când politica de coeziune, care este o politică de bază a Uniunii Europene alături de politica agricolă comună, este o politică de investiții prin granturi europene. Deci sumele care sunt cuprinse în finanțările politicilor de coeziune sunt sumele rambursabile pentru beneficiarii eligibili. Și vedem noi aici, deputații din Comisia de Dezvoltare Regională, vedem și un pericol în acest moment, și anume acel pericol de a intra în coliziune cele două filozofii de finanțare și cele două tipuri de proiecte. Există deja voci, aceleași voci care în urmă cu 2-3 ani de zile, atunci când dezbăteam reforma politicii agricole, politicii de coeziune, politicii de dezvoltare regională, aceste voci la vremea respectivă vorbeau despre nevoia de a finanța mai mult prin politica de coeziune competitivitatea, și anume mediul de afaceri, companiile, în dauna investițiilor în infrastructură, cele de tipul diminuării decalajelor dintre regiuni, așa cum și România beneficiază și va trebui să beneficieze și în viitor. Acele voci care atunci pledau împotriva acestui tip de politică de coeziune, astăzi vin și spun că planul Juncker este acela care poate finanța investițiile în dezvoltare, de aceea politica de coeziune trebuie reorientată sau a trebui regândită gradual. Este un pericol aici pentru că este vorba de acea perioadă de finanțare 2014-2020, strategia UE 2020, planul de dezvoltare și acordul de parteneriat semnat deja de către Guvernul României cu Comisia Europeană, care consfințesc o anumită situație. Această situație nu trebuie să se schimbe, iar România trebuie să răspundă în acest an și în anii care urmează la niște provocări deosebite. În primul rând, e un lucru știut că suntem, din păcate, codași la absorpție și această situație se reflectă și în gradul mai redus de utilizare al fondurilor de coeziune. Trebuie să recuperăm din decalaje cât se poate de mult și cât se poate de repede. Trebuie să răspundem în anul 2015 unei provocări deosebite, și anume utilizarea în paralel a fondurilor provenite din două perioade de programare, programele 2007-2013, care sunt în acest an, în 2015, ultimul lor an de utilizare, dar și programele aferente noii perioade 2014-2020, care încep în acest an. Avem un an de întârziere în întreaga Uniune Europeană, dar și în România, evident, a lansării noilor programe operaționale. Acest an de întârziere trebuie să înceteze, adică nu mai trebuie să permitem mărirea întârzierii, ci trebuie să demarăm neîntârziat proiectele din noua perioadă de coeziune. Sunt doar câteva dintre provocările în domeniul acestor politici de dezvoltare regională. Comisia în Parlamentul European nu va mai dezbate proiecte legislative în perioada următoare, pentru că reforma politicii de coeziune a fost făcută în anterioara perioadă, însă vom avea pe agendă urmărirea a ceea ce face Comisia și, evident, într-o oarecare măsură, în măsura competențelor noastre, urmărirea a ceea ce se întâmplă în statele membre. Sigur că aceste provocări, în cazul în care reușim să le răspundem într-un mod corect, pot să aducă avantaje și beneficii deosebite României. Doar o mică mențiune sau o completare, dacă puteți să faceți, în ceea ce privește planul de investiții, credeți că există un risc de a înlocui sau chiar de a diminua sumele alocate prin programele pentru dezvoltare regională pe ideea aceasta că investițiile vor fi finanțate prin planul de investiții? Mă refer probabil la investițiile de infrastructură mare sau... Nu există în acest moment un suport legal pentru a se întâmpla așa ceva. Nu există o bază legală. Încă o dată, acordul de parteneriat al României a fost semnat. Programele operaționale, o parte sunt în curs de, cel regional este în curs de avizare, celelalte au fost deja avizate, deci nu există bază legală pentru o asemenea diminuare, însă știți foarte bine că undeva la mijlocul perioadei 2014-2020 va avea loc o revizuire. Și în situația, să spunem, în termen de politică națională, o rectificare bugetară. Este ceva similar unei rectificări bugetare, care poate fi pozitivă sau negativă. Deci trebuie să ne pregătim
fiind atenți și la zvonurile din spatele scenei, ca să spun așa, pentru că aceste zvonuri pot să creeze curente de opinie care apoi să se manifeste pozitiv sau negativ vis-a-vis de nevoile statelor din Europa Centrală și de Est și a țărilor de coeziune, printre care și România. Deci eu cred că în afară de măsurile concrete, de pașii legali care trebuie făcuți într-un caz sau altul, trebuie să avem grijă și de atmosfera generală. Este privită România ca o țară care se străduie să diminueze decalajele, care se străduie să-și rezolve problemele și care e îndrituită să ceară mai multe resurse, să ceară mai multe fonduri, sau este privită România ca o țară care e codașă din niște motive care îi sunt perfect imputabile și ca atare nici nu merită prea multă atenție?